care n-are nicio legătură cu mortul. Sunt toți rude cu el, dar rude foarte îndepărtate. A murit omul și vin, nu la mormântare, că aici vin la parastas. Deci asta după o săptămână se întâmplă. Și vin să-i fac colivă, să-i facă cele necesare, să-i cânte popa, să nu știu ce. Și așteaptă să deschidă testamentul. Și testamentul care e în mâna unui avocat, avocatul familiei, avocatul răposatului. Și până se deschide testamentul, toți își fac diverse planuri. Ce primește fiecare. Unul dintre ei, care e foarte șmecher și e mai șmecher decât toți, acest Agaton, care e personajul principal, intuiește că s-ar putea să nu primească nimeni mai nimic. Și atunci îi joacă pe ăștia în foi de viță. Că a vorbit el cu avocatul, că nu știu ce, că el e rudă mai apropiată și așa mai departe. În fine, se deschide testamentul și, într-adevăr, primesc toți foarte, foarte puțin. Toată averea, de fapt, o lasă unei fete în casă, despre care toate rudele astea îndepărtate nu știu istoricul ei. Ori istoricul ei este că ea era fata acestui răposat. El făcuse o fată. Cândva cu cineva. Și îi lasă ei toată averea. Și sigur că ăștia turbează și se termină toată piesa așa într-o nebunie generală. Eu aici am făcut un pic o modificare, pentru că pe firul poveștii există o apropiere destul de mare între avocat și această fată. Și la mine povestea începe cu o mormântare și se termină cu o nuntă. Un băiat foarte simplu, învățat, stă cu mama lui. Stă cu mama lui, nu prea are relații sentimentale, cred, în momentul în care o cunoaște pe Danița, devine bărbatul care ar fi trebuit să devină cu mult timp în urmă. Nu vrea decât să facă ordine, ține foarte mult la justiție. Ghina este soția lui Proca. Este o femeie absolut normală, dacă mă întreb pe mine. Nu o să zic niciodată despre personajele mele că sunt anormale sau că nu gândesc perfect normal. E o femeie care are foarte mari aspirații și ar dori să ajungă să-și permită foarte multe lucruri. Are un bărbat pe care și-l-ar dori mai înfipt, mai puternic, pentru că se vede nevoită să preia ea atitudinea în căsnicie și să-l împingă pe soțul ei să facă anumite lucruri. Și atunci, evident, că și-l-ar dori un pic, așa cum e orice femeie până la urmă, își dorește un bărbat care să fie lângă ea și care să o conducă, nu să trebuiască ea să-l conducă pe el. Este un fost șef de post, cum era înainte la țară. Mă prefac, vreau să-i manipulez, să las senzația că știu mai multe, dar nu știu mai multe. E destul de isteț față de ceilalți. Este o femeie puțin labilă, în sensul că își dorește foarte mult să o iubească soțul, să fie cât mai pe placul lui, să o soțioară care să nu facă prea mult scandal. Dacă au venit să fure, fură amândoi, dacă au venit să bea, beau amândoi. Deci nu știu cât de mult se completează unul pe celălalt, benefic sau malefic, dar cred și încercăm să fim un cuplu cât mai omogen. Două vorbe. Foarte beat. Uneori mai mult decât foarte beat. Foarte, foarte beat. Dar profund. Personajul meu este Vida. E soția alcoolistului din piesă, Tanasie. Ce pot să spun? E foarte pe lângă avere și așa preocuparea generală a personajelor. Ea e foarte ocupată să-l strunească pe Tanasie, care oarecum o face de rușine, că e tot timpul beat. Personajul meu, Proca Purici. Din nume deja e comic. E un funcționar la cadastru, membru al acestei mari familii, care dorește, ca și restul personajelor implicate în toată lupta asta pentru testament, să obțină cât mai mult din moștenire.
Proca e puțin diferit, în sensul că e mult mai inteligent decât restul, știe să obțină informație, o obține, dar nu știe să o folosească. Și din cauza asta pierde. Pe lângă asta are o nevastă de fier, care îl împinge de la spate și probabil și de asta el e foarte, foarte isteric. Despre rolul pe care îl joc eu, este destul de imprevizibil din punctul meu de vedere. Sunt scene oarecum individuale, sunt oameni care se comportă în funcție de situația scenică diferit. Nu pot să spun că ar avea un traseu foarte clar decât din punct de vedere temperamental. Dar ca orice om viu, se comportă diferit în diferite situații de viață. Un tip fără nicio ocupație. Îi plac jocurile de cărți. Se află aici, pot să spun, motivul principal e, bineînțeles, moștenirea. Așteaptă la fel ca oricare dintre celelalte personaje să primească ceva. În primul rând își păzește integritatea să nu devină și ea la fel ca celelalte persoane din jurul ei care pretind să fie moștenitori sau rude cu răposatul Mata. Veni vorba de moral și de... În al doilea rând păzește proprietatea care a fost dată în grijă. Toată lumea îl bate. Adică, aproape în fiecare scenă în care apar, nu pot să-i spun o altercație. Primesc. Ba de la un personaj, ba de la altul, ba de la mai multe. Mă rog, el e cel mai mic, cel mai zglobiu, cel mai... nu știu cum să-i spun... E un argint viu, el vrea și fata, vrea și averea, nu știe ce vrea mai mult. Dar el nu vrea să plece de aici cu mâna goală. Încearcă prin toate modalitățile să pună mâna pe una sau pe alta, se aliază ba cu unul, ba cu altul, care îl vede mai puternic și care îl vede mai stăpân pe situație. E un rol de compoziție, sunt mătușa moștenitoarei, cred că... E singurul personaj care bănuiește cine e adevăratul moștenitor și nu prea o afectează ce se întâmplă în casă. E o lume foarte aparte și aparte lumea balcanică în general. E o lume specială despre care altă lume știe puține lucruri. Nu știm noi de aici foarte multe lucruri și publicul... Cred că poate să o redescopere, să-și redescopere lumea în care trăiește. Nu se vrea un spectacol la care să se râdă în hohote, pentru că situația nu este de așa natură. Păi spectacolul nu e decât partea adevărată care nu vrem să o vedem, ca să zic așa. Ce e mai important, de fapt, pentru noi, pentru oameni? Să acumulăm averi materiale sau spirituale? Asta depinde de maturitate, de înțelegere, de experiență, dar eu cred că oricine poate savura un astfel de text. Întâmplări de viață, mai mult sau mai puțin credibile. Izvorăște din situații reale din viață, chiar dacă e o comedie, chiar dacă e ușor exagerat ceea ce facem noi aici și ceea ce se întâmplă aici, situația nu e una inedită, e una foarte normală. Va fi o încercare și pentru noi? De o surpriză, poate, nu știu. Am convingerea că publicul care va veni să vadă spectacolul va pleca de aici. Nu neapărat pe gânduri, dar puțin schimbat de spectacol. Ofer un adevăr. Este un adevăr. E vorba de muncă în echipă, de a cunoaște noi oameni, de a studia pe cât posibil.